Consilia Federației Române de Fotbal. Cum considerați că a decurs până acum campania dumneavoastră pentru președinția FRF? Și cum considerați că campania electorală s-a derulat în general? A depășit limitele bunului simț? În ceea ce mă privește, a decurs foarte bine. Am respectat întocmai programul pe care l-am dorit a-l face încă de la începutul lansării acestei candidaturi, în urmă cu foarte multe luni de zile. Primul lucru pe care l-am făcut într-o conferință de presă, am anunțat faptul că doresc să candidez la alegerile de anul acesta, era pe anul viitor. Se preconizau a fi la începutul luna mai, la finalul lunii mai, începutul lunii iunie. Am făcut un prim plan pentru acea dată. Am pregătit programul, am lansat echipa cu care doresc să vin la conducerea federației dacă vom câștiga alegerile din data de 5 martie și după aceea am început acest turneu prin țară, intenționând să, în primul rând, să facem cunoscut programul în rândul alegătorilor, echipa de asemenea, și mai mult decât atât să aflăm de la oamenii de fotbal care sunt problemele reale ale fotbalului nostru. Și pot să vă spun că am constatat ceea ce și gândeam, că într-un mod să văd lucrurile de la București și realitatea în teritoriu este alta. Am spus de asemenea când am lansat candidatura că în ceea ce mă privește voi dori ca această campanie să aibă la bază respectul între candidați și să fie o competiție pe programe, pe echipe, pe idei, lucru care nu s-a întâmplat, din păcate. Nu s-a întâmplat din partea celorlalți contracandidați care au ales să-și facă campanie atacându-mă pe mine. Eu și cei din echipa mea dorim ca prin comportamentul pe care îl avem să demonstrăm cam ceea ce dorim în primul rând din punct de vedere al ținutei în următorii 4 ani de zile și am vrut să fim primul exemplu în acest sens. Mai este o săptămână. Noi ne așteptăm din ce în ce mai mult la astfel de ieșiri agresive ale contracandidaților. Dânsii își consideră să-și facă campania în acest mod, este decizia dânșilor, iar noi, indiferent de ce se va întâmpla, nu ne vom abate de la ținuta pe care am avut-o până acum. Cum comentați faptul că s-au înscris 8 candidați la președinție, dintre care 6 au fost validați până la urmă? Este foarte bine că sunt mai multe opțiuni și cei care vor alege pe data de 6 martie au mai multe opțiuni, mai multe programe, mai multe echipe, mai mulți lideri acestor echipe din care să aleagă. Este bine ca o paletă atât de bogată. Până la urmă trebuie să analizeze foarte bine și să aleagă liderul cel mai bun și programul și echipa cea mai bună. Dintre aceștia, cine considerați că este rivalul noastră principal la alegeri? Oi, acord atenție egală tuturor celor care s-au înscris în această competiție. Cred că atunci când au decis să concureze pentru la alegerile din data de 5 martie, s-au bazat pe o anumită susținere, astfel nu văd de ce ar fi făcut-o. Deci fiecare contracandidat merită respectul cuvenit și această atenție o vom avea până pe data de 5 martie. Credeți că alegerea președintelui se va deschide în primul tur? Anticipați o victorie ușoară? A mea. Nimic nu este ușor în viață, iar eu n-am obținut absolut nimic în viața mea, indiferent că a fost vorba de jucător, de cariera de jucător, cât și după aceea, decât prin foarte multă muncă și seriozitate. Sunt convins că așa se va întâmpla și acum. Mi-aș dori să câștig alegerile data de 5 martie din primul tur, pentru că n-ar mai fi emoțiile turului secund. Dar lucrul acesta vor decide cei care vin la vot. Dacă va exista un tur secund, aveți un plan, o înțelegere pentru a colabora cu cineva? Nu. Eu am înțelegere cu membrii afiliați să respectăm programul pe care l-am propus pentru următorii 4 ani de zile. Am înțelegere cu membrii din echipa mea că vom respecta aceste promisiuni și vom fi foarte corecți în deciziile pe care le vom lua. Vom fi, în primul rând, prieteni ai oamenilor din teritoriu cu care împreună să rezolvăm problemele fotbalului nostru.
vis-a-vis de o, dacă vă referiți la o înțelegere cu unul dintre... Nu, alianța pe care noi am făcut-o în această perioadă de campanie a fost cu membrii afiliați ca să respectăm programul pe care l-am propus pentru următorii 4 ani de zile. Ați fost în teritoriu, ați vorbit cu oamenii, chiar dacă ați spus asta. Care sunt principalele probleme cu care se confruntă acolo? Poate nu o să vă vină să credeți, după fiecare sau la fiecare întâlnire pe care am avut-o, unul dintre membrii echipei mele, mai precis domnul Cristi Povolaru, a notat toate problemele pe care le ridicau cei din teritoriu. Și avem undeva la 60 de pagine scrise cu tot felul de idei. Ceea ce dorim noi este ca după data de 6 martie acest dialog să înceapă cu adevărat. Deci nu în perioada de campanie toată lumea vine, promite multe lucruri exagerate, am văzut în teritoriul propuse de ascunde candidați. Dar, probabil că dânsii își permit să spună lucruri care sunt greu de realizat. Noi nu facem lucrul acesta și ceea ce dorim este să dăm oamenilor un program pe care să-l respectăm și de care să ne ținem. Așa vă spuneam că pe data de 5 martie dorim ca acest dialog să fie cu adevărat făcut, pentru că e nevoie ca împreună cu oamenii să rezolvăm lucrurile. Eu nu vreau să fie o conducere venită de la București și impusă împreună cu cei de la Liga 2, Liga 3, AJF-uri, trebuie să luăm, să hotărâm anumite lucruri, pentru că prin dânșii vom realiza aceste schimbări și avem nevoie de participarea dânșilor în acest proiect. Cum comentați faptul că anumiți candidați susțin că ați fost ajutat de federație, de domnul secretar general, că așa e? Cum stau lucrurile? Sunt în campanie. Și în campanie sunt spuse multe lucruri pe care dânșii știu că nu sunt adevărate, dar crezând că pot obține anumite avantaje de partea dânșilor, fac aceste declarații. Dar nu sunt adevărate. Noi am fost în teritoriu împreună toată echipa, nu întotdeauna în formulă completă, pentru că au fost diverse activități pe care le-au avut unii dintre ei și n-am putut să fim în formație completă, dar în proporție de 60-70% am fost în echipă și am prezentat programul. În niciuna dintre aceste deplasări nu a fost vreunul dintre cei care sunt menționați de către ceilalți contracandidați. Mi se pare oportun o întâlnire televizată între candidați și expună planurile și ideile? Nu. Planurile. Nu. Poate dacă ar fi avut un alt discurs bazat pe proiecte, pe programe, probabil că da, dar în primul rând nu votează oamenii care ne văd, nu votează oamenii din teritoriu cu care am discutat în proporție de 90%, în restul de 10% urmând să-i vizităm săptămâna viitoare. Am prezentat programul la dânsii acasă, am discutat foarte, foarte mult. Eu cred că aceasta este maniera care trebuie să o facă fiecare din contracandidat. Sunteți singurul candidat care și-a prezentat echipa. De ce credeți că ceilalți întârzie să facă acest lucru? Probabil nu au o echipă. Sau nu se mândresc cu echipa pe care o au, pentru că altfel nu văd motivul pentru care să nu ieși public și să faci acest lucru. Eu am făcut această greșeală în 2005, vorbind numai de ceea ce doresc să fac de unul singur, chiar dacă aveam o echipă în spate, dar data aceasta am ales ca pe lângă prezentarea programului să prezint și echipa, pentru că până la urmă valoarea unui lider este dată și de echipa pe care o are. Cât de mult contează sau a contat pentru dumneavoastră susținerea declarată a președinților Mircea Sandu și Gino Reculescu? Este declarația președintelui Ligii, care mă cunoaște foarte bine, de 20 ceva de ani. Am lucrat cu Gino Iorgulescu în perioada când domnul Dinu era antrenorul echipei naționale, Gino era antrenor secund, ne cunoaștem foarte bine, știe profilul de om care sunt și probabil că are încredere mare în ceea ce reprezint ca om și ca viitor președinte al Federației Române de Fotbal. De asemenea, alături de Mircea Sandu am lucrat la echipa națională 15 ani de zile, mă cunoaște foarte bine și este președintele în funcție. Contează foarte mult, pentru că sunt convins că au un anumit nivel de lobby pe care îl pot face și cred că părerea unor oameni
ca dânsii este pozitivă. Totuși, la prima noastră candidatură, erați pe baricade opusă cu domnul Ceasandu. Ce v-a determinat să schimbați, să vă schimbați opinia, să zicem, în acest interval de atunci ca... și să acceptați să colaborați cu domnul Ceasandu? Este foarte bine de punctat care este această colaborare de care vorbiți dumneavoastră. Până la urmă, Mircea Sandu a fost propus de către comitet, ultimul comitet executiv, dacă nu mă înșel, de a deveni președinte onorific al Federației Române de Fotbal. Președinte onorific și nu executiv. Deci fără implicare, pentru că nu poate să aibă o implicare în conducerea executivă a Federației. Dar acest lucru va fi validat de către adunarea generală, domnul Mircea Sandu va deveni, așa cum am spus, președinte onorific, fără niciun fel de influență, repet, influență sau implicare executivă. De asemenea, știți foarte bine că dânsul este membru al Comitetului Executiv și dacă dorește să rămână, să facă un nou mandat în Comitetul Executiv, eu îl voi susține să facă acest lucru, pentru că, în primul rând, este român, are fotbalul românesc, este bine să fie reprezentată la acest nivel în comitet, la UEFA. Da, UEFA, da? Este important să avem un reprezentant în comitetul executiv. Știți foarte bine că în septembrie comitetul executiv va decide organizarea campionatului european din 2020 și este de asemenea un avantaj foarte mare pe care, și un ajutor foarte mare pe care îl putem primi. Cam aceasta este viitoarea relație pe care președintele federației o poate avea cu un președinte onorific. Veți apela la sfatul dânsului, la vânt de vedere experiența lui, sau nu? E un captor închis? Eu sper să nu fie cazul unor astfel de... Sper să ne descurcăm de unii singuri, să nu avem nevoie de a primi sfatul. Dar dacă va fi nevoie la un moment dat să pun o dată un... Eu știu, să avem nevoie de ajutorul dânsului, eu nu voi ezita să-l întreb. Pe dânsă sau pe alții care pot ajuta. Normal. Ați afirmat la un moment dat la o televiziune spre programul dumneavoastră. Acest program trebuie implementat nu pentru că este programul meu, ci pentru că trebuie să facem ceva neapărat, pentru că altfel fotbalul românesc moare. Puteți să dezvoltați puțin această afirmație? La fiecare întâlnire pe care am avut-o cu membrii afiliați, am prezentat programul meu și cel mai puțin a durat 50 de minute. Deci mi-e teamă că nu avem timpul necesar să vă dezvolt programul, dar ceea ce vă pot nu spune că ancora... De ce anume este vital sau de ce trebuie... Pentru că eu cred că fotbalul nostru este într-un moment foarte... delicat din lipsă de rezultate, lipsă de performanțe sportive, iar lucrul acesta nu se poate schimba decât printr-un program bine structurat, așa cum e programul nostru. Program care are la bază dezvoltarea sectorului de copii și juniori, așa cum noi considerăm că trebuie făcut și nu este numai părerea noastră la acest program alocat împreună cu responsabilii tehnici al unor federații importante cum este Italia, Spania, Olanda. Deci împreună cu dânsii am schimbat idei, am văzut ce au făcut la un moment dat aceste federații astfel încât fotbalul lor, trecând prin o perioadă de reconstruire, au pus la punct. Da? Și am ales să facem acest lucru pentru că e bine să înveți la cei care au făcut performanță și de la care poți învăța. Și am elaborat proiectul pe care l-am prezentat celor cu care ne-am întâlnit directorul și care vor veni la vot pe data de 5 martie. Din modul meu de vedere este programul care poate schimba fotbalul românesc. Această schimbare nu se poate face de azi pe mine. Este nevoie de foarte multă muncă, este nevoie de sacrificii, este nevoie de o implicare fantastică, nu numai a noastră, ci și a multor alte instituții care trebuie să participe la acest program. Dar este un program în care noi credem foarte, foarte mult și pe care credem că se realizează. Care vor fi, dacă veți fi ales președinte, primele dumneavoastră decizii, primele trei decizii, să zicem, ca președinte PRF, și care e principalul obiectiv în primul an de mandat? Ceea ce doresc este ca în perioada imediat următoare validării candidaturii să convoc comitetul executiv și să propun o foaie de parcurs. Să ne propunem obiective de care să ne ținem
cu termene de asemenea realizabile. Vreau să prezint acest lucru și să avem acest comitet executiv, pentru că împreună trebuie să luăm anumite decizii în binele celor pe care le propunem. Mai se poate că eu să vă dau trei idei, pentru că în punctul meu de vedere tot ceea ce am pus în acest program este important. Da? Dar, așa cum am spus, să facem un plan de parcurs cu termene bine stabilite pentru a ne ține și a avea o direcție. Dar primul obiectiv care ați vrea să realizați în anul ăsta, să zicem, e ceva anume care vă place să ajungă la finanță? Mi-e greu să vă spun unul anume. Toate lucrurile sunt importante pe care le-am scris acolo. Dar trebuie să începem, bineînțeles că primul lucru care să începem munca. Da? Voi dori să vă dau un prim lucru, vreau să mă întâlnesc cu toți cei care au lucrat în Federația Română, tot ca să le spun modul pe care eu îl văd de a colabora. Sunt foarte, foarte strict în disciplină, în program, în respectarea direcțiilor pe care le dăm. Vreau ca oamenii să știe de la început la ce muncă ne încămăm, pentru că nu va fi ușor, va trebui foarte, foarte multă muncă, sacrificii, s-ar putea să vreau să muncim și sâmbătă și duminica. Eu sunt primul care am să o fac, pentru că vreau să fiu liderul, trebuie să dai exemplu, și să știe foarte bine cum o să aibă cu mine. Apropo de federație, vi se pare numărul angajaților normal, prea mare, prea mic? Cum îți vezi lucrul ăsta? Este foarte ușor să vorbim de aici. Dacă nu mă apare, poate pare stufos. Dar s-ar putea să mergem acolo și să vedem că oamenii care sunt în federație au anumite contracte bine stipulate și vor trebui să rămână. Unii dintre ei poate vor decide să plece datorită programului pe care lor îl vom impune sau nu știu dacă le vor conveni să lucreze cu noi. Este foarte greu. A face o astfel de afirmație mi se pare o chestiune neprofesională, neprofesionistă, pentru că trebuie să vii interior, să vezi fiecare om ce are de făcut, contractele pe care le au, să faci o evaluare a fiecărui om care lucrează în cadrul federației și după aceea să tragem în linie și să venim cu o idee foarte bine structurată. Repet, aparent pare un organigram încărcat, da? Numai când vom ajunge acolo vom putea ști pe exact care cum s-a întâmplat. Dacă veți aveți dezvăluiri un număr limitat de mandate ca și munte sau atât timp cât lumea sopa lui va dori în frunte, o alege? Să știți că nu vreau să îmbătrânesc la Federația Română de Fotbal, dar vreau să realizez lucrurile pe care le-am propus, dar aș vrea să stau să văd și câteva rezultate ale muncii mele, pentru că vă spun sincer, dacă vom implementa în două mandate ceea ce dorim și vor începe rezultatele să vină spre finalul celui de-al doilea mandat, m-aș bucura să stau și în al treilea ca să mă bucur de rezultate. Să vorbim puțin de selecționer. El va fi selecționat cel puțin de comunist și o Argentina. Care este viziunea dumneavoastră? Va rămâne în funcție? Va fi schimbat? Și ideea unui selecționer străin? Vis-a-vis de antrenorul echipei naționale, ca și principiu, cred că, indiferent care ar fi acela, trebuie să aibă contract pe 2 ani de zile, cu obiectiv calificarea la turnul final următor. Dacă obține calificarea, prelungirea contractului înaintea turneului final pentru a-i da încredere și a-i aprecia munca pe care a făcut-o. Dacă vrem să ne raportăm la actualul antrenor al echipei naționale, are contract pentru că până în 2016, în mod normal, contractele sunt făcute pentru a fi respectate. E foarte adevărat că trebuie să existe o colaborare și o dorință din partea amândurora antrenorului echipei naționale, președinte sau director tehnic, în cazul de față, adică avem un director tehnic și cum vorbesc, amândura președintele și directorul tehnic îl pun în aceeași oală, da? Pentru că dacă nu există acest feeling de colaborare reciprocă, de dorință de a face lucrurile spre binele fotbalului și respectând anumite reguli pe care le poate avea în ochi și liste, eu cred că e foarte greu să colaboreze. Da. Și să avem un numitor comun pe care să-l respectăm pentru a putea colabora bine. Mă întrebări să le o soluție? Acum pe fotbal românesc? Nu vreau să fac comentarii legat de un nou viitor selecționer atât timp cât echipa națională
după mandatul domnului Pițurcă, că vorbim ipotetic doar, dacă ar fi o soluție. Dacă voi să nu fac niciun fel de comentarii, repet, din punctul meu de vedere ar fi o lipsă de respect. Neavând o poziție oficială, fac un astfel de comentarii. Am înțeles. Cristian Chivu vă susține. Știți cumva dacă vrea să vină în țară, dacă e interesat sau i-ați propus să colaboreze dumneavoastră la federație? Înainte de a lansa ideea candidaturii mele, m-am întâlnit de câteva ori cu Cristi la Milano și a fost încântat să facă parte din echipa noastră. I-a spus atunci că l-aș sfătui să joace fotbal atâta timp cât o permite sănătatea, știm problemele de sănătate pe care le are și dacă va mai putea să facă față la nivelul la care a jucat până acum. După aceea va avea timp să se alăture proiectului nostru, indiferent de momentul în care el va alege să pună ghetele în cui. Știu de asemenea că zilele trecute a avut o operație extrem de delicată, foarte, foarte grea, care din fericire i-a reușit. Va avea o perioadă de recuperare importantă. Nu știu dacă va mai dori sau mai putea să face fotbal, ceea ce este important, că el a spus-o, nu știu dacă a spus-o și public, dar nouă cel puțin a spus-o, că atunci când m-a terminat cu fotbal, vrea să se alăture acestui proiect, el având o relație foarte bună cu majoritatea dintre cei care fac parte din această echipă. Mulțumesc, am ajuns la ultima întrebare. Aveți un dosar. Dacă va fi o condamnare, ce se va întâmpla? Veți renunța la fotbal? Care, cum gândesc? Cum bine ați observat, de când a început acest proces, n-am făcut niciun declarație publică legată de acest proces. Mai sunt doar 3 zile și se va cheia. Care s-a întâmplat? Deci sunteți optimist că nu? Sunt foarte optimist, sunt foarte optimist și acum. Pe data 9 ani mai avem 3 zile.